Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. L-a uitat pe ministrul apărării acasă la vizita. Despre asta nu vorbim și noi puțin? Ba da, mă, trebuie să vorbim. Băi, deci nu există... E ireal. Vă rog, adică... Fiți atenți la această descriere a situației. Ministrul apărării al României, apărării României, da? Guvernul Ciucă a fost uitat acasă la o vizită oficială la fabrica de camioane militare. Adică unele glume se scriu singure, nu mai e cum să le îmbunătățești. Practic spui asta și asta este gluma. Aici s-a terminat știrea, da. Oprești, da. Deci a fost, probabil că ați auzit, o vizită a premierului Nicolae Ciucă și a șefului PSD, domnul Ciolacu, care e și președinte la cameră, au fost la o fabrică Iveco, Defense Vehicles, mă rog, camioane pentru armate. Foarte important. Și presa ANAIBI a observat că lipsește domnul Angel Tâlvăr, noul ministru al apărării. Prefăcut de aia. Angel! Angelica. Pe modelul Kevin. Da. Ceea ce e, exact. Faptul că presa a observat, bă, asta este o performanță în sine. Pentru că, să fim sinceri, nimeni nu știe cum arată deocamdată Angel Tâlvăr, ministrul apărării. Poate doar Emilia Șercan. Da. Cred că Emilia Șercan știe deja. Doar, știe de pe poza, de pe diplomă. Da. Și la un moment dat, jurnaliștii ai NAIBI îl întreabă pe domnul prim-ministru, domnul Ciucă, general Z. Dar unde e? Auziți-a, unde e? Unde? Care dintre dânsii e? Da. Da, exact, da. Unde e șeful apărării? Și răspunsul este focal. Vă rog să-l ascultați pe domnul prim-ministru. Domnul ministru abia a reușit să preia portofoliul ieri. A fost o chestiune de necorelare între noi și am crezut că îl anunță domnul președinte Ciolacu. Dânsul a considerat că îl anunț. Eu, sincer, eu m-am gândit că... poate este bine să vedem la nivelul de leadership politic toată această la loc nota 4. Întreprindere de aici. Aici a greșit. Evident că a greșit. Că m-am gândit că mai bine stă acasă, da, să se acomodeze cu mandatul, să nu... Deci săracul de el abia a reușit să preia mandatul. Practic, el s-a străduit foarte mult să preia mandat. Dom'le, abia a reușit, este epuizat de această preluare a mandatului ăsta. Ai cu vreo preluare de mandat? Nu, de genul ăsta niciodată. E hărțogăraie, ai... Da. Și doi, bă, ce treabă avea domnul Ciolacu să... Adică, m-am gândit că îi zice domnul Ciolacu, ai mă, alo, Angelei, vimați la camioane cu băieții. Ce treabă are? Să-i bea și o bere. Ce legătură avea Ciolacu? Domnul Ciolacu, tot respectul, e președinte la partid. Asta este ministru în guvern. Cine e șeful guvernului? Domnul Ciolacu, adică șeful de la partid, e, și dacă e pe funcția oficială în stat, e la Camera Deputaților. N-are da, nicio... mă, da, poate era, na, domnul Ciolacu fiind în partid acolo, se vă mai des. Da, și domnul Ciolacu s-a așteptat, oare de ce, să se ocupe de asta aparatul guvernului de organizare a vizitei. De altfel, ulterior, purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, fost ziarist de altfel. Bă, așa uneori mi-o milă, dar mă și bucur. Când văd foști jurnaliști care sunt puși în situația să ascundă, să vopsească prostiile pe care le fac politicienii. Slujba cărora sunt acum. Că este evident că e o porcărie și că n-ai cum să o vopsești, dar ce să-i faci? Asta este soarta. Și acum, dacă ai schimbat tabăra, fă-te de râs, Dănuțe. Și a ieșit Dănuț Cărbunaru în fața presei și a spus că ministrul apărării nu a fost omis din invitația la Petrești. Mă scuzați, dar vizita a fost pregătită în perioada interimatului și citez. Procedura de pregătire este una mai laborioasă, nu se face de pe o zi pe alta. Zici că pleacă peste ocean în Japonia. Da, mă, trebuie porumbei întâi și după aia. La Petrești să duc să vadă o vizită de cap. Bun. Și zice așa, a corespuns această etapă de pregătire a vizitei cu momentul în care premierul în exercițiu, Nicolae Ciucă, era și ministrul interimar al apărării, ca atare și pe fondul tranziției recent efectuate cu preluarea mandatului de ministru al apărării de către domnul Angel Tâlvăr, de alminteri și prezent astăzi în cadrul ședinței de guvern, putem considera... S-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. Acum mă duc să-l caut pe... mă duc să-l caut pe domnul ministru al apărării. Deci asta era explicația, să înțeleg. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.